Iisus este lumina lumii. Iisus a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În dimineața aceasta, inima mea a primit o lumină de la Domnul, citind cuvântul lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 8, de la versetul 12, nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici să nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul, oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Și atunci el va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor poticni, vor cădea și se vor sfârma, vor da în laț și vor fi prinși. Dar eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov, în el îmi pun încrederea. Domnul spune, dacă vi se va zice însă întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți, pentru cei vii? Domnul răspunde pentru întrebările noastre astăzi, la lege și la mărturie, nu la cei ce spun viitorul, nu la cei care cheamă morții, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va priveghi prin țară, apăsa și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră, și se va vedea izgonit în întuneric beznă. În întuneric beznă ne vedem atunci când nu știm ce să facem, nu știm pe ce cale să alegem. Acele două case ale lui Israel sunt două alegeri, sunt două drumuri, sunt două părți, două grupuri în care se împarte pământul astăzi și toți se întreabă care este grupul cel mai bun, cel mai potrivit. Domnul astăzi ne spune să nu ne ducem să întrebăm pe cei ce cheamă morții, pe cei ce spun viitorul, dar zice, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeu său, va întreba el pe cei morți, pentru cei vii. Domnul ne răspunde astăzi, care este grupul, care este partea care să o alegem, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Domnul vorbește în versetul 21. El va pribegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Împăratul pământesc și Dumnezeul lui. Împăratul pământesc este împăratul, conducătorul pe care Domnul alege. Orice împărat pământesc este ales de Domnul. Și Domnul astăzi ne spune să nu ne mâniem și să hulim pe împăratul. Și ne trimite la lege și la mărturie. Domnul a vorbit inimii mele în zilele trecute despre lege. În Iacov, capitolul 4, de la 10, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Deci astăzi Domnul ne cheamă să nu judecăm legea, oricare ar fi ea, oricare ar fi legea pe care împăratul a hotărât-o. Domnul ne trimite să-l întrebăm pe el și Domnul ne răspunde în Isaia la lege și la mărturie și să nu hulim pe împăratul și să nu ne mâniem pe împăratul. Domnul vorbește inimii noastre prin cuvântul lui. Dacă noi ne ducem să întrebăm în cuvânt, Domnul ne va răspunde, pentru că Domnul este lumina lumii, lumina minții, lumina inimii.
toată Scriptura, în 2 Timotei 3, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte pe ce cale să mergem, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Nu trebuie să fie pentru noi o piatră de poticnire cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în Isaia capitolul 8, cu versetul 14, și atunci el va fi un locaș sfânt, cuvântul Domnului va fi pentru noi un locaș sfânt, dar și o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire. Dar dacă nu ascultăm, poate fi o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case, pentru acele două grupuri care astăzi s-au format în lume. Închei cu cuvântul Domnului care îndeamnă astăzi pe cele două case a lui Israel, cu răspunsul lui la lege și la mărturie. Pacea Domnului și lumina Domnului să fie cu toți astăzi, cu toți care ascultă acest video.